Potrivit actului normativ, Ministerul Administrației și Internelor va aloca prefecturilor bani din fondul de rezervă bugetară pentru organizarea alegerilor din vară, numai că primarii vor trebui să-i dea înapoi, lucru deloc pe placul lor. Sigur că nu avem bani pregătiți la această oră și vom căuta să ne împrumutăm. Însă trebuie să vă spun un lucru clar. Dacă reușește guvernul să mă împrumute să desfășurăm alegerile, sunt puține șanse să mai dăm acești bani înapoi. Nu vom mai putea da bani înapoi cu siguranță, iar trebuie să vă mai spun un aspect pe care cred că îl întâlnesc la toți primarii. Nu sunt primarii cei dispuși să dea bani înapoi niciodată. E o premieră care ne surprinde și sigur că ne și mâhnește. Eu credeam că țara este în stare să organizeze niște alegeri din 4 în 4 ani. Nici n-a fost vorba, nici n-a fost o discuție să punem în buget o sumă pentru alegeri. Acum probabil se calculează per țară și se împarte pe fiecare comunitate. Și atunci vom vedea, sper să fim în stare să restituim. La nivelul municipiului Vaslui, alegerile vor fi organizate fără împrumut. La Vaslui nu se potrivește acest lucru, pentru că nu are rost din bugetul primăriei. Să asigur această sumă, pentru că este normal, probabil că tot în jurul la 120-130 de mii de lei vor fi aceste cheltuieli, pe care, bineînțeles, le-am prevăzut în buget și care vor fi destinate scopului de a organiza turul de scrutin corespunzător. Banii împrumutați edililor locali urmează a fi recuperați în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în monitorul oficial de la autoritățile administrației publice locale din bugetele proprii prin prefecturi. În caz contrar, va fi sistată alimentarea bugetelor locale respective.